Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi o noutate editorială alături de noi, doamna profesor Felicia Waldman, conferențiar universitar, doctor, coordonator al Centrului de Studii Ebraice de la Universitatea București și domnul profesor Teodoru Ghiondea. O mare bucurie să-i avem alături de noi. Această noutate editorială despre care vă povestim astăzi, o carte nouă publicată în colecția Sefer a editurii Herald, Ehyeh, cum să creezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea Cabalei de Arthur Green, așa cum vă spuneam, în colecția Sefer. Scopul acestei cărți este de a defini o cale spirituală pentru prezentul și viitorul omului modern, a omului contemporan, tema sa centrală fiind înțelegerea iudaismului și în special a tradiției mistice evreiești privită ca limbaj al căutării interioare. O carte la care doamna profesor Felicia Waldman ați lucrat în sensul că ați venit cu partea de supervizare și de referințe. O carte foarte importantă care, aș spune eu, face un soi de paralelă sau de arc peste timp în ceea ce privește tradiția mistică iudaică, Cabala, și înțelepciunea, iată, pe care ne-o transmite după secole și secole, înțelepciune pe care ar trebui să o înțeleagă și să o aibă omul modern, omul contemporan, pentru că, nu, cum aveam o discuție înainte de această emisiune cu domnul profesor Ghiondea, și vorbeam despre omul religios, homo religiosus, el de fapt nu s-a pierdut, ci și-a pierdut cumva esența acestei căutări, oarecum și absentă în ultimele, să spunem, două, trei secole. Deci iată o nevoie de ceea ce înseamnă spiritual, o nevoie de o călătorie interioară până la urmă este această carte a lui Arthur Green. Și de ce o recomandați pentru cititori? Cred că, în primul rând, este calitatea ei de carte document, de carte mărturie, de carte personală, pentru că, într-adevăr, Arthur Green aici oferă o perspectivă pe care oricine poate să o urmeze, dar este o perspectivă pe care a învățat-o, a experimentat-o în viața lui. Este o mărturie despre cum se poate trăi în acest fel și tocmai pentru că e gândită pentru un public larg, nu este extrem de tehnică, nu este greu de citit, nu e greu de urmărit, nu e greu de aplicat și de aia cred că este un instrument extrem de important pentru oricine e interesat de ideea aceasta de a trăi într-o formă spirituală înaltă în viața de zi cu zi, fără a fi neapărat un expert în Cabala sau în alte forme de misticism, ci un om care dorește pur și simplu să ajungă la nivelurile înalte ale spiritualității printr-un efort personal, printr-o aplicare a unor reguli de bază accesibile tuturor și cred eu că prin asta cartea este unică. Sunt puțini cei care se ocupă de Cabala din această perspectivă a trăirii. Mulți, fie că se ocupă de partea tehnică, dau detalii importante despre metodologii, despre tehnici de intrare în transă și așa mai departe, de meditație, dar nu se ocupă de modul în care poți trăi în acest fel, pur și simplu, în viața de zi cu zi, sau sunt academicii care privesc subiectul Cabalei din afară și care, evident, nu intră în astfel de detalii. Deci cred eu că din punctul ăsta de vedere e o carte rară și care tocmai de aceea merită avută în orice bibliotecă. Deci are un caracter, să spunem, pragmatic, practic și aplicabil cumva în viața de zi cu zi. Fără neapărat să fie evreu și fără neapărat să fie un cunoscător al tradiției evreiești sau al Cabalei în profunzime. Dă niște detalii, niște repere suficiente pentru ca cineva să poată urma această cale fără neapărat să fie expert în acest domeniu. Și cred că asta și subliniază el în prefața cărții, că își dorește ca această carte să fie valabilă și pentru cei care nu sunt neapărat din tradiție. Domnule profesor,
Discutam noi la un moment dat legat de și în alte dăți și cu doamna profesor Felicia Valman despre Cabala ca o tradiție spirituală actuală și cumva la modă. Și mi-ați spus foarte frumos că nu agreați cuvântul la modă, pentru că, iată, sunt persoane și în mass media se vede acest lucru, citim tot felul de articole, că actori de la Hollywood și tot felul de personalități cumva vin în contact cu Cabala și, presupunem noi, și cu învățăturile tainice ale Cabalei. Acum mă gândesc, apropo de Cabala și de simboluri, discutam la un moment dat cu doamna profesor Felicia Valman, tot felul de simboluri pe care le găsim, că purtăm un lănțișor cu o amuletă, cu un medalion, cu un pandativ care poate să însemne ceva, un simbol al Cabalei. Ce se întâmplă de fapt pentru omul modern? Există o nevoie interioară, din punct de vedere spiritual, de a accesa, sau mai bine spus, de a reaccesa niște învățăminte, iată, înțelepciunea aceasta care încă mai este valabilă omului contemporan și după atâtea secole. Știți, cred că a trenat foarte mult această prejudecată, nu mă feresc să o numesc așa, și anume că atunci când ne interesează cabala, sufismul, nu știu, taoismul, le privim, încercăm să le privim din afară, crezând că suntem obiectivi. Ori lucrul ăsta se întâmplă destul de rar. Nici nu poate fi vorba despre așa ceva. Este ca și cum aș vrea, stând în camera aceasta, să știu ce este pe hol și să mai și vorbesc despre ceea ce este pe hol. Ceea ce este cu totul nefiresc. N-am agreat niciodată cuvântul modă, pentru că sunt convins. Întotdeauna a existat în om o asemenea nevoie, aș spune o nevoie fundamentală de relație cu Dumnezeu. Nu se, fie că o conștientizăm sau nu o conștientizăm. Acesta este un lucru fundamental care ne și definește și ne și legitimează ca existență umană. Nu pot să cred. Moda este o chestiune foarte superficială. Sigur că există și aici niște preluări, eu știu, așa, în bloc, fără prea mult discernământ. Asta e adevărat. Este cât un suflu din ăsta pe o lună, două, dar trebuie să existe înăuntru, în interiorul nostru, o nevoie care să primească o asemenea informație. Pe lângă asta mai este ceva. Aceste lucruri, cabala, taoismul, sufismul, tasauf, da? Ele nu trebuie privite ca niște învățături, așa cum ne uităm la muzeu, la niște, nu știu, exponate. Ele sunt învățături vii. Adică ele niciodată n-au murit, niciodată, chiar dacă au trecut prin perioade de criză, au trecut prin perioade mai dificile, perioadele dificile din punct de vedere istoric, de exemplu, în ceea ce privește Cabala și tradiția hasidică, aproape că au ajutat ceea ce spunea și Baal Shem Tov, de altfel că exilul este ca o sămânță care trebuie să rodească. Adică este un impuls care se dă acestei nevoi interioare. Știm și astăzi că atunci, în mod curent, chiar dacă nu e cineva un practicant foarte serios și doct al tradiției, atunci când are un necaz, se roagă la Dumnezeu, automat. Deci este o nevoie imperioasă, interioară pentru așa ceva. Pe lângă asta mai sunt și alte lucruri. Vedeți, dumneavoastră, toate religiile trec pe parcursul timpului, în anumite perioade de criză, de transformare, de readaptare, de reconfigurare și așa mai departe. Lucrurile astea nu se întâmplă dintr-o dată. Sunt niște depresiuni, dacă vreți, prin care trec cei care le practică, și mulți din ei, sigur, se mai și rătăcesc, mai revin. Deci este ceva foarte viu, este o mișcare foarte vie. Nevoia omului de raportare la Dumnezeu, repet, fie că o face conștient sau fără să-și dea seama, ea este prezentă în toată istoria umanității. Nu există nicăieri în lume un loc
unde să nu existe o tradiție spirituală. Hai să nu folosesc direct religie, sau îl putem folosi, dar într-un sens foarte larg, nu? Deci nu există așa, nu există om în afara acestui fenomen, am spune noi, dacă vreți, din afara, din punct de vedere sociologic. El e considerat, din punct de vedere sociologic, un fenomen social. Nu, el este un fenomen profund uman. Este o nevoie umană de raportare. Acum, ce se întâmplă? Vedeți dumneavoastră, lumea noastră, care este o lume a consumului și a producerii excesive de lucruri, a făcut ca această aglomerare de lucruri și de, până la urmă, de nevoi, care s-au transformat de multe ori în dependențe, și știm foarte bine lucrul ăsta, pentru că niciodată n-a fost omul atât de dependent de foarte, foarte multe lucruri cum este în perioada pe care o trăim, nu? Deci, în toată această perioadă în care s-au acumulat foarte multe și informații, și lucruri, și fenomene, din punct de vedere spiritual, s-a creat invers, ca un paradox, s-a creat ca un fel de pustiu, de deșert. Religiile trecând printr-o perioadă grea, de criză, a fost o criză de comunicare și nu mă feresc să o spun, în cadrul creștinismului, și a rămas în cadrul creștinismului încă o criză de comunicare. Realitatea socială a fost mult mai vie și mult mai rapide schimbările, au produs niște goluri în conștiința oamenilor. Biserica n-a putut ca o instituție dumnezească, dar totuși, nu, în lumea contingentului, nu, n-a putut să țină pasul cu toate lucrurile astea. E, nevoia omului este permanentă. Ea nu ține cont de asemenea disfuncții sau de perioade de criză. Și atunci se manifestă această nevoie imperioasă, nu, irepresibilă, de raportare la ceva absolut, la ceva fix, la ceva, mai ales într-o lume care se mișcă atât de mult cum e lumea noastră și în care totul apare și dispare fulgerător. Mintea noastră nici nu mai poate să țină pasul cu asemenea viteză. Și atunci, sigur că toate lucrurile astea au creat în om, aș spune eu, un fel de depresiune prin care au simțit nevoia oamenii până la urmă, sau datorită cărora oamenii au simțit nevoia să facă, să se refere la Dumnezeu și la tradiții. Și aș mai spune ceva. Nu trebuie să uităm că toate relațiile acestea, toată această comunicare continuă între Est și Vest, între Orient și Occident. Pentru că aici despre asta este vorba până la urmă. Dacă Rioneche nu a scris Orient și Occident înainte de criza lumii moderne, a scris-o tocmai pentru asta. Că până la urmă nu este vorba de un conflict aici, ci este vorba de o rupere de ritm între cele două realități spirituale, care sunt realitatea spirituală din Orient și realitatea spirituală din Occident. Fiecare din ele având și un extrem. Extrem Orient, care merge până în Japonia, și gândiți-vă ce interesant este tot ce se petrece acolo. Cât de interesant este. De ce? Pentru că chiar reprezintă un extrem Orient. Și cum avem și noi un extrem Occident în America. Este un extrem Occident, de care, știi cum bine știm, mi se spunea că nu e bine să ajungem acolo, pentru că nu trebuie să ducem de colonul lui Hercule, nu? Așa. Deci, asta este până la urmă, aș spune, explicația, și pentru asta nu agrez, cum nu agrez nici cuvântul toleranță, nu agrez nici cuvântul modă. Nu este o modă. Toate lucrurile care au venit, pe lângă asta mai este ceva, și mă iertați că mă lungesc puțin, de ce cabala? Ați întrebat, doamna profesor a explicat, aș, cu permisiunea noastră, aș mai adăuga ceva. Să nu uităm că această atracție față de noutatea absolută pe care a constituit-o budismul, taoismul, zen și așa mai departe, vibrația noastră interioară este mult mai aproape de, prin faptul că aparținem de tradiția abrahamică, este mult mai aproape de mesajul cabalei și hasidismului. Pentru că este o sursă comună cu creștinismul și vrem, nu vrem, știm, nu știm. Până la urmă suntem niște produse ale lumii creștine. Prin urmare, iată de ce este și important, aș îndrăzni și cu permisiunea doamnei profesor să spun că este o carte importantă, pentru că arată cât de vie este, cum se prelungește, nu s-a pierdut nimic până la urmă. Dacă s-a pierdut ceva, a fost o uitare din partea noastră. Dar e realitate, adevărul, el nu încetează, iar Dumnezeu nu obosește. Doamna profesor,
în cuprinsul cărții, înainte de partea întâia, care dezbate, mă rog, interpretarea vechii tradiții, avem ca introducere Ehyeh, ca nume al lui Dumnezeu. Kabbala spune că Ehyeh, sau eu voi fi cel ce voi fi, este cel mai profund și mai tainic nume al lui Dumnezeu, care începe cu litera ebraică Alep și indică timpul viitor. Când Moise a trăit marele său moment de chemare, la rugul aprins, el a întrebat pe Dumnezeu: când poporul mă va întreba care este numele lui, ce ar trebui să le spun? Dumnezeu răspunde cu această expresie tainică și revelatoare: eu o să fiu cel ce va fi. Și îi comunică lui Moise: spune-le că cel ce va fi m-a trimis la voi. Ieșirea, a doua carte a lui Moise, 3:14. Da, într-adevăr, în tradiția evreiască se consideră că dintre toate numele lui Dumnezeu care apar în Biblie, pentru că în Biblia ebraică apar 10 denumiri ale lui Dumnezeu și vorbim de denumiri, nu de adjective, pentru că, de exemplu, în tradiția islamică adjectivele sunt considerate tot un fel de nume ale lui Dumnezeu. În tradiția evreiască sunt chiar 10 nume. E bine, între aceste 10 nume, cel mai important este Ehyeh, care într-adevăr este verbul a fi la viitor, eu voi fi cel ce voi fi, Ehyeh, ani Ehyeh, și este considerat cel mai important pentru că este modul în care Dumnezeu se definește pe sine însuși. Este modul în care Dumnezeu însuși se prezintă. Și atunci evident că e considerat nivelul cel mai înalt. Prin definiție este și un, dacă vrem, un joc de cuvinte, pentru că într-adevăr începe cu litera Alef, care este prima literă a alfabetului, dar Alef este în alfabetul ebraic consoană, nu este vocală, nu este A, nu este niciun fel de fapt de sunet, asta este cel mai interesant. Alef este doar un suport pentru vocale, este o consoană care nu se pronunță. Deci, prin definiție, este un început, un potențial care abia prin participarea omului se actualizează. Adică numai omul poate citi Ehyeh, altfel este o literă care nu se poate citi. Am mai găsit ceva interesant care mi-a atras atenția. Vorbește Arthur Green în carte: să trăiești în prezent înseamnă să fii atent la tot ceea ce se întâmplă. Conștiința spirituală, potrivit cărții pe care iată astăzi o aducem înaintea dumneavoastră, dați cititori, se bazează pe o atenție deplină la ceea ce se întâmplă aici și acum. Pentru a face acest lucru trebuie să te oprești, să încetinești ritmul și să nu fii copleșit de banalitățile clipei. Asumă-ți responsabilitatea pentru propria viață spirituală. Fii conștient în fiecare moment, indiferent de locul în care te afli și de ceea ce faci, de strălucirea divină din interiorul tău și de tot ceea ce te înconjoară, ne îndeamnă Arthur Green, autorul cărții. Da, aici aș adăuga, într-adevăr, este o valoare importantă a tradiției iudaice, acest aici și acum. De altfel, ăsta este unul din motivele pentru care în tradiția evreiască nu există decât marginal idei legate de reîncarnare. Tradiția evreiască de bază nu crede în reîncarnare, tocmai pentru că responsabilizează la maximum omul, spunându-i: ai o singură șansă, aici și acum, să-ți asiguri viitorul în lumea de apoi. Nu există: las că data viitoare o să fac mai bine. Acum am greșit, dar nu-i nimic, fac mai bine data viitoare. Nu, în tradiția evrească este doar aici și acum, e singura ta șansă la nemurire, la intrarea în lumea de apoi, și ca atare, acum, aici, trebuie să faci tot ceea ce Dumnezeu a cerut, poruncile din Tora, cele 613, îndeplinindu-le, ți asigură acest viitor. Iar îndeplinirea se face permanent, așa cum subliniază Arthur Green, în fiecare moment. Se actualizează permanent textul Torei, care rămâne viu prin această adaptare, prin această capacitate de a se readapta la fiecare schimbare pe care o aduce viitorul, pe care o aduce fiecare generație, descoperire științifică și așa mai departe. Și aș mai adăuga un lucru pe care am vrut să-l subliniez. Chiar astăzi citeam un articol despre importanța meditației ca formă de echilibrare psihică a oricui, indiferent din orice tradiție și din ce perspectivă privește, tocmai pentru că s-a constatat că, într-adevăr, meditația pe care toate tradițiile vechi o practică și o
promovează este benefică pentru echilibrul psihic al omului, indiferent de, să zicem, înălțimea spirituală la care ajunge sau la care tinde, la care vrea să ajungă. Meditația în sine este o formă de echilibru. Iar tradiția evrească, prin definiție, are această, dacă vrem, obsesie a echilibrului. Baza cabalei este armonia, este reîntoarcerea, regăsirea armoniei originale pierdute odată cu căderea din grădina Edenului. Este, de fapt, baza și a teoriei fizice moderne, conform căreia orice sistem aflat în dezechilibru tinde să își găsească o stare de echilibru. Tot așa, în capitolele cărții am găsit un lucru interesant. Simțun, autocontracția lui Dumnezeu, creația, perspectiva misticilor. Ce înseamnă acest termen? Bun, simțum înseamnă literalmente contracție și este folosit de Isaac Luria pentru unul din marii cabaliști, care a încercat să explice crearea lumii într-o exprimare cabalistică, într-o exprimare spirituală, și explicația lui a fost că procesul creației a avut loc printr-un context de inspirație și expirație divină. Dumnezeu s-a contractat pentru a face loc spațiului, pentru a crea, pentru a da naștere creației, prin această expansiune care a urmat primului moment al contracției. Este, de fapt, teoria modernă a Big Bang-ului, pe care el a propus-o încă din secolul 17, mult înainte de secolul 16, mult înainte de descoperirile fizicii moderne, și care, de fapt, este o explicație pe care până astăzi toate științele o oferă pentru creația Universului. Deci el a înțeles de atunci care a fost modul în care Dumnezeu a putut crea lumea. Domnule profesor, tot în partea întâi a cărții, capitolul 1, Cabala veche și nouă, vorbește autorul despre pericole și mari speranțe și folosește un termen interesant, cumva parcă luat din literatură, pentru că în literatură există, mă refer la curent literar, postmodernismul, spre un misticism postmodern. Ce ar reprezenta acest misticism postmodern? Cumva făcând legătură și cu criza lumii moderne, pe care ați menționat-o puțin mai devreme, a lui René Guénon. Vedeți, lucrurile atunci când ajung la un capăt sau la celălalt capăt seapănă foarte tare. Și așa cum spunea cineva, domn Pernetti, un foarte mare, ce să spun, spiritual până la urmă, un foarte mare alchimist, când cantitatea ajunge la limită, când trece de limită, ajunge, se transformă în calitate. Și invers. Lucrurile așa stau, mă refer la această, la ceea ce spunea doamna profesor, la inspirație și expirație. De exemplu, și în hinduism avem respirația lui Brahma, care este o zi. O zi este inspirație, o zi este expirație și este vorba până la urmă tot de crearea lumii. Dar pe același model, pentru că lumea este creată pentru om, sigur că există această compatibilitate între el și lume și el trebuie să fie atent, apropo de pericole, el trebuie să fie atent că așa cum toată manifestarea universală are momente de dezechilibru și are momente de are disfuncții, același lucru se întâmplă și în om, nici nu putea să se întâmple altfel. Pentru că, nu, așa cum știm de în Tasauf, omul este un univers mic, așa cum universul este un om mare. Până la urmă, există această, cum să spun, corespondență între tot ceea ce se întâmplă în lume și cu tot ceea ce se întâmplă în interiorul meu. Dacă știu, și adineaur doamna profesor a vorbit despre simțum, dacă știu că așa s-a creat lumea, până lângă asta, dacă mi-aduc aminte că la un moment dat lumea se firot, s-a spart, spargerea vaselor și lumina s-a răspândit și eu trebuie să procedez la recuperarea acestei lumini primordiale, această redresare sau ticul, așa cum vorbește Isaac Luria despre, e una din cele trei
elemente fundamentale, unul din cele trei elemente fundamentale ale lurianismului. Ticun, redresarea, este de fapt nu o reparare, ci o împlinire a imperfecțiunii mele în limbaj platonician în momentul în care eu am apărut în lume. Adică eu nu pot să fiu despărțit de imperfecțiune, pentru că ea îmi dă posibilitatea să fiu legitim în lumea contingentului, în lumea trecătoare, în lumea manifestării, și când spun manifestare înseamnă relație, înseamnă pierdere, înseamnă nașteri și morți și așa mai departe. Toate lucrurile astea, apropo de asta, sunt două capitole despre rău și se vorbește despre suferință. Răul nu este un rău în sine. Nu există o suferință în sine, ci există o interpretare din partea mea ca om a ceea ce se întâmplă în plan universal. Cu alte cuvinte, ceea ce propune autorul este ca eu să simt în nume propriu ceea ce se întâmplă, iar ceea ce se întâmplă este ceea ce Dumnezeu a hotărât și ceea ce El face. Iar eu trebuie să iau lucrurile astea în nume propriu. Adică pentru mine să fac lucrurile acestea. Ăsta este un element important al cărții. Apropo de ce spunea doamna profesor, că este o carte foarte vie și într-adevăr este o carte foarte vie care îți arată că lucrurile se petrec într-un fel în care le găsim așa în textul sacru, în Tora. Nu, de exemplu, amintit de Tora, doamna profesor. Acum, dacă Dumnezeu a hotărât să se întâmple ceva și eu interpretez că este un lucru rău sau este o suferință a mea, nu are importanță față de El, ci are importanță față de mine ca eu să intru în regulă, adică să pot să îmi redresez natura și procesul meu interior după voința și lui Dumnezeu, care este până la urmă cuprinsă în prescripțiile, tablele lui Moise și așa mai departe, și tot ceea ce se spune Mișna și Gemara și așa, nu, în Talmud și așa mai departe. Prin urmare, procesele prin care eu trec trebuie să le înțeleg în primul rând, dar trebuie să le înțeleg concentrat fiind pe această unică explicație care este Dumnezeu. Care este Dumnezeu. Faptul că numele lui Dumnezeu este până la urmă verbul a fi la viitor, ne arată și altceva, ne arată și caracterul lui infinit și absolut. El depășește clipa mea. Și apropo de unele, sigur, asocieri, mă gândeam la limba arabă, când spuneam la fel, alif în limba arabă, nu? Până la urmă este și un așa numit aliful proteic, de exemplu, sau protetic, pardon, este cel care prin care se poate scrie vocala mică. Prin urmare, aliful ca atare este... Până la urmă, au, cum am spune noi, este în funcție de conjunctură, în funcție de scriere și nu este în sine. Sigur, lucrurile sunt mult mai vaste decât atât. Și aș mai spune ceva apropo de cu ce începe întotdeauna cine învață alfabetul arab, află că primul semn este Hamza, care nu se pronunță. Este o pauză, este un atac glotal, care nu se pronunță. Vedeți? Și aici, ca și bine, ele sigur că sunt, până la urmă, au același suș, au aceeași origine și limba arabă și limba ebraică. Dacă să vedeți ce înseamnă limba sacră, o limbă sacră. De asta eu când vorbesc cu mine, spune autorul, și când eu trebuie să mă liniștesc, pentru că am toate explicațiile mine, este suficient să citesc Tora ca să înțeleg ce se petrece în mine. Nu trebuie să stau eu să... Când doamna profesor a vorbit de meditație, asta înseamnă meditație. Adică nu stau și visez. Nu stau și mă gândesc la ce aș crede eu. Că... Nu, nu, nu. Lucrurile sunt foarte precise. Dumnezeu le-a hotărât deja. Eu la acelea trebuie să mă gândesc. Este o povestire, prima poate povestire, de acea rabinului Nachman din Breslov, pe care o amintește autorul, nu? Și care este impecabilă. Nu mai citesc... dar învățătura ei este limpede. Eu trebuie să conștientizez continuu ce se întâmplă. Împăratul și slujitorul își fac câte un semn pe frunte ca să-și aducă aminte, unul uitându-se la celălalt, că nebunia lor este o înțelepciune nebună sau că
Înțelepciunea este un alt, o altfel de nebunie. Ce vrea să spună prin asta? Înțelepciunea omului este nebunie în fața Domnului. El are înțelepciune. El este cel care distribuie de la, referitor la, la Sefirot, de la Keter, nu? Hohmah este de partea lui, numai Binah este de partea mea. Dar eu dacă cu inteligența, cu Binah, nu știu să mă racordez la Hohmah, la înțelepciunea divină, ea este sterilă și nu-mi dă niciun răspuns. De asta invitația este să mă caut pe mine în mine. Unde să-L cauți pe Dumnezeu? În tine îl cauți pe Dumnezeu, nu în afara ta. El este acolo prezent întotdeauna, nu? În suflul tău, neșama, în suflul pe care îl ai și care în continuu, respirând și expirând, faci ce a făcut Dumnezeu la început. Vă dați seama și ce responsabilitate ai știind că tu faci același gest pe care l-a făcut Dumnezeu. Nu? Așa, mai profan vorbind. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte superbă, o carte, o noutate editorială publicată în colecția Sefer a editurii Herald, Ehieh, cum să creezi un viitor mai bun folosind înțelepciunea Cabalei, de Arthur Green. Au fost alături de noi doamna profesor Felicia Valman, conferențiar universitar, doctor, coordonator al Centrului de Studii Ebraice și domnul profesor Teodoru Ghiondea. Le mulțumim din suflet amândurora pentru că iată încă o ocazie, încă o oportunitate de a vorbi despre această frumoasă colecție și despre o carte cu totul și cu totul remarcabilă. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!